Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Giant Machines 2017. Am văzut că v-a plăcut episodul anterior și am mai primit prin comentarii cereri să mai fac încă un episod. Deci, uite, aici este și m-am uitat și eu la alți youtuberi ca să văd cam ce mă așteaptă în nivelele următoare și trebuie să recunosc că vom lucra cu niște mașinării destul de jmechere, însă cred că nu va mai fi nicio mașinărie mai mare decât prima. Cred că în primul nivel a fost cea mai mare mașinărie creată vreodată și chiar am văzut-o, deci există în viața reală mașinăria aia din episodul anterior. Vocea asta se aude extrem de încet, foarte încet, nu înțeleg de ce. Am primit un mesaj de la developer pe mail, pentru că tot el mi-a dat o cheie să fac un episod pentru voi și m-a întrebat dacă mai vreau niște chei, tot așa pentru voi, ca să fac un giveaway și am spus că da. Deci este posibil ca la acest episod să facem un giveaway cu câteva chei ale jocului, adică practic giveaway cu jocul în sine pe Steam. Găsiți link în descriere în caz că facem un giveaway. Dacă nu facem acum, vom face la următorul episod. Depinde cât de repede îmi răspunde la e-mail. Dar s-ar putea la episodul acesta să facem un giveaway. Mi-a dat un mail și mi-a spus că s-a lansat jocul oficial, pentru că nu era lansat atunci, și că s-au făcut multe bug fixuri și performanțe, mă rog, optimizarea jocului. De exemplu, data trecută aveam 20 de frame-uri, acum am 200. Dar să vedem cum se va comporta în momentul în care ne urcăm într-o mașinărie de aia uriașă. Dar merge foarte bine jocul, acum zici că e un alt joc. 100 de frame-uri. Dar vom vedea în momentul în care ne urcăm mașinărie. Hai să vedem, deci era X. Avem și muzică, dar vreau să oprez radioul. Perfect, am tras una de mână și haideți să plecăm. M-am mai scot eu puțin, stăm, mă plimbam pe aici cu mașinuța și nu prea îmi dădeam seama unde trebuie să ajung. Adică cum ajung pe drumul principal, mă rog, în fine. Va fi o mașinărie oarecum interesantă, un fel de Macara va fi nivelul acesta. Voi încerca să completez nivelul acesta și să mai facem încă unul pentru episodul de astăzi. Avem 200 și ceva de metri până acolo, dar este șmecheros jocul, cât de cât este destul de decent. Cred că trebuia să merg drept în față pe aici, eu făcusem stânga, cred. Și mă pierdusem cu mașinuța, nu știam pe unde trebuie să mă duc. Da, cred că e bine, mă, pe aici, așa e. Și ajungem noi la o Macara de-aia mobilă. Uite, fix aici, parcăm prin boscheți. Ia uite, și tirul. Frâna de mână. Hai să ne dăm jos. Cred că am... Da, n-am mai pus frâna de mână. Adică am pus-o și după aia am scos-o. Cu mașinăria aceasta vom lucra astăzi. Zici că se transformă, veți vedea imediat și ne vom urca în spate ca să o controlăm, dar în față ca să o conducem. Am suc, ce naiba am acolo? Da, suc cu gheață. Nu ne interesează radioul pentru că poate ne luăm, adică nu avem drepturi de autor pe muzica ce cântă în fundal. Acum trebuie să mergem cu camionul, mă rog, camion, ce naiba fi mașina asta, e uriașă. Trebuie să mergem la destinație care e fix în față, nu e foarte departe. Care era butonul? Ah, de fapt, nu, stai. Că nu e aici, deci trebuie să oprim frâna de mână, ne dăm jos și ne punem în spate. Aici se întâmplă toată magia, băieți. Fiți atenți, sunteți pregătiți? Pe T, dăm unfold, dar mai întâi trebuie să pornim. Ok, nu pe ăla se pornește. Oprim radio-ul, nu mă interesează, că... De fapt, nu e asta, că vreau să mă uit din... Îmi sparge urechile! Mă mută cu totul! Se transformă, băieți! Apare acolo în dreapta, unfolded 20%. Ok, deci mă mută în față. Imaginați-vă că mașinăriile astea există și în viața reală. Și, nu știu, e... Chiar mă uimește că există așa ceva. Adică mă gândesc că e destul de greu să faci mașinării de-astea. Acum își lasă piciorușele alea pentru stabilitate, probabil. Și se ridică! O, Doamne! Trebuie să mutăm cele patru cutiuțe de acolo în stânga, din dreapta în stânga. Așa că... Sunteți pregătiți? Să ridicăm jmecheria? Și trebuie să îi dăm... unfold jib pe R.
Ia uitați aici, băieți, ce părere aveți? Băi, dar se întinde. Am dat puțin jocul mai încet pentru că pur și simplu era prea tare și mi-e frică să nu stric episodul că se aude prea tare volumul jocului. Se întinde mult de tot, mult și bine. Trebuie să ne ducem până aici deasupra, să lăsăm cârligul. Oh, era bine. Haide. Oh, e bine și la... Ce naiba? Bum, și l-a prins. Și acum ridicăm chestia asta și ne ducem în stânga. Container, nu știu cum neapă se numește. Vai de capul meu. Asta trebuie să fie super grea. Dacă o scap, băieți, e rip. E rip de tot dacă o scap. Și o punem fix peste cealaltă. N-ar trebui să fie foarte greu. Dar nu uitați să apăsați și butonul de like, băieți, dacă mai doriți episoade în continuare cu joculețul acesta. Sunt foarte multe mașinării cu care vom lucra. De asta este interesant joculețul. Hai să vedem. Ok, deci facem dreapta și lăsăm chestia asta în jos. Nu, ridică, ridică. Jos. Perfect. Așa, acum e perfect. Bun. Și acum trebuie să facem la fel la celelalte trei cutiuțe. Și cred că va dura ceva. Ăsta e siliconul ăla pe care l-am luat în episodul anterior. Asta a fost, șmecher. Ensure safe delivery of the goods. Ah, înțeleg. Trebuie să băgăm combustibil, deci... Deci noi acum am mutat siliconul. Prima dată am obținut siliconul, dar acum l-am mutat. Și acum suntem în drum să-l transportăm. Vreau să spun că au făcut o treabă bună developerii că au updatat jocul. Merge foarte bine, deci peste 100 de frame-uri. Foarte, foarte bine. Chiar sunt bucuros de chestia asta. Hai să vedem. Am luat... ok, ăsta e tankul. Tankul, adică, mă rog, combustibil, înțelegeți voi. Pick up. Attach the fuel nozzle to the hole. Aici. Dar nici nu-ți arată. Open the valve to start the pump. Refueling. Ok, open the valve. Deschidem valva. Valva reta. E cam întuneric, dar e ok. Ce că se oprește automat. Voi vă dați seama cât a rezervorul trebuie să aibă zi mașinăria asta. Sau mașinăria aia din primul episod, oare ce combustibil avea și ce rezervor. De ce arată un timp aici, 13 minute? Hai să pornim camionul și să-i dăm drumul. Aș vrea să scot valvareta mai întâi și să o punem aici. Trebuie să ne ducem la 600 de metri depărtare. E ok. Hai să vedem de aici. Yeah. Opa! Am lovit deja ceva. Cum naiba? Dreapta. Da, deci merge bine. Merge în 60 de frame-uri jocul. Deci, super. Poți să trec pe sub chestia asta? Aparent, da. 324, ăla e... Aia e greutatea oare? Sau care e faza? Și nu știu dacă observați, dar în dreapta sus acolo avem un timer. Avem 13 minute, deci trebuie să ne grăbim. Ok. Under the weight of a truck transporting fresh wood. Pull over and check the driver condition. I'll call for help. Cred că are cineva nevoie de ajutor. N-am înțeles exact ce ne zicea. Pressure și fuel.
Avem 324 de tone, alea erau. Ok, hai să oprim și să vedem ce naiba se întâmplă. Cred că are cineva... Aaa, la asta se referea, că s-a stricat, s-a rupt podul. Oh. We're nothing but a flesh wound. Driver's already been transported to the nearest hospital. Aha, however, we can't allow logs to block the only road to this village. I got your... Oh, trebuie să cărăm lemnul. Ah, ok. Hai să ne dăm jos. De fapt, nu, stai un pic. Hai să punem și frâna de mână să nu plece asta undeva. The machine cannot be operated. Dar n-am pus frâna de mână. Mă rog. Deci s-a răsturnat niște lemne. Nici eu nu știu mai... Nu mai știu să vorbesc. Hai să vedem. Era scara aici. Ok, n-am observat. Super, hai să pornim. Nu. Ok. Hai să vedem. WASD, EP exit, X engine, camera, bla 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 bla, Q pressure, operator mod. Cut? Ok, nu-i chiar atât de rău. Încep să mă prind. Hop! Zici că tai iarba. Ok, hai să vedem. Nu! Cum ne-ai bădat asta în jos? Pe G! Ok, avem o problemă. Pressure? Cum retrag brațul, e întrebarea mea. Înțelegeți ceva? Oh, am tăiat lemnul. Stai, nu. Shear down, ne trebuie arm down. Arm up. Hai că mă descurc, băieți. Taie lemnul. Perfect. Nu știu dacă ajunge brațul. Ajunge, mă, ești nebun? Now take the demolition shear off the road and get back to the whole truck at once. Ok, hai că am făcut-o și pe asta, băieți, dar hai să vedem. F, dăm arm down. Uite, așa. Perfect. Și acum dăm cu spatele. Uite, era un accident, că văd o mașină lovită acolo. Nu pot să sar, stai un pic. Perfect, ne-am făcut treaba. Mai avem 8 minute rămase. Deci trebuie să ne grăbim. Să ne ducem aici. Și ne-am cărat. Mai avem și 600 de metri, totuși. Oh, a dispărut și lemnul. Oare pot să trec pe sub pod? Da. Ok, pe mai avem de mers 600 de metri, deci mai e ceva. Great. You gotta leave this area before it's too late. Oh. Și eu care credeam că am ajuns. Apare nu am ajuns, pentru că au început tornadele. Minunat, le putem vedea acolo în fundal. Deci și că trebuie să ne grăbim și mai avem 7 minute să scăpăm de tornadă. Ok. Mission complete! Am terminat, aparent. You know why I hate winter so much? Two words, no clearing. No clearing and discharge batteries. That's why... Pick up the battery from the table. Cred că a venit iarna, băieți. Hai să luăm bateria. Open up the battery container doors and insert the battery you are holding. Ok, șefule, așa facem. Ok, cum troznește așa zăpada. Place. Hai să vedem, deci ne plimbăm cu buldozerul ăsta azi, nu? Plug in the battery. Stai aici. Wow! Gata, boss!
You should always adjust. Go on and set the dials. The indicator should point at 12 volts. Oh, e un puzzle. The machine is ready to work. Get inside and drive to the designated point. Ok, pe unde mă urc? Oh, uite, bă, scara aici, dar e... Nici nu se vede, uite și tu zici că e invizibilă. Super, enter. Hai să oprim asta. Release the handbrake. Da. Așa vom face și avem de mers 130 de metri ca să curățăm niște zăpadă. Hai să vedem cum curățăm zăpada. De zice pressure. Ok. Funcționează așa ușor? Aparent, da? Zici că mănâncă zăpada. Ia uite ce frumos, curățăm. Lăsăm liber în urmă. Hop. Aici așa. Și trebuie să dăm cu spatele. Oh, se întoarce și pe loc. Ah, înțeleg. Ia uite-l, zici că e automat. Programat de cineva. E satisfăcător așa, nu știu cum să vă zic. Să cureți. Și nu mai e deloc zăpadă în zona indicată. That went well. Your next target are the twins. I wonder if you will guess why they are called that. Deci, următoarea noastră țintă sunt gemenii. Hai să vedem de ce se numesc ei gemeni. Până mă întorc eu. A, de-aia apăs Q, ca să scadă presiunea în dreapta acolo, vedeți? Acum înțeleg, dar am destul de mult de mers, 200 de metri. Nu prea îmi dau seama de ce numit, de ce sunt numiți gemenii, poate pentru că sunt stâncile astea la fel, habar nu am, dar asta este zona noastră de curățare, care este mai mare de data aceasta. Dar vom curăța tot, ca de obicei. Așa. Nici nu știu că ar fi fost mai bine să curăți invers. A, e ok oricum. Ia oare... Au, dispare toată zăpada. Indiferent dacă ești cu fața sau nu. E destul de șmecher, nu știu, ce părere aveți? Hai să mai dăm drumul la presiune, că e prea multă. Prea multă presiune. Vedeți cum taie toată zăpada? Uite așa. Și facem stânga. Mi-aduce aminte de Farming Simulator când mă jucam. Așa. Și când ne întoarcem tăiem toată zăpada. Aproape am terminat. Încă un pic și aia. Twins clear, 95%. All our workers are provided with security passes. Ok, mai avem încă o zonă. Parcă văd că Edita mai zona aici, nebun. Hai să ne întoarcem ușurel și să mergem. Am avut ceva de mers ca să ajung până aici. Și eram sigur că e o zonă mai mare. Hai să curățăm tot ce să facem. Ok, mission complete! Next mission. Oh, asta e șmecheră. Calitatea uraniumului. Was damaged during the transport and I know a repair specialist. Remove the damage. Ok. Astăzi vom lucra cu mașinăria aia mare. E destul de șmecheră.
Însă vom face asta în episodul viitor, pentru că voi încheia episodul aici. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!